Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este o tânără actriță și regizoare, Alina Șerban, actriță premiată pe plan internațional, dar și un regizor decorat pe plan intern. Alina Șerban poartă decorația pe care a primit-o din partea statului român, se numește așa, Meritul Cultural în rang de cavaler. E o recunoaștere pentru tine, Alina Șerban, și a faptului că, deși tânără, ai în spate o carieră și de regizor și de actor deja împlinită, ar putea spune mulți. Dar și o viață care n-a fost deloc ușoară. Și probabil că este unul dintre motivele pentru care, de-a lungul carierei tale, ai încercat să demonstrezi atât de mult. Sau nu? Bună ziua, vă mulțumesc foarte tare că m-ați invitat și că putem discuta despre lucruri poate mai puțin, nu știu, vandabile pentru alt fel de tip de presă. Așa că vă mulțumesc frumos că v-ați făcut timp și că m-ați invitat. Nu știu dacă este vorba despre a demonstra. Uneori, faptul că ești femeie, romă, și poate singura din familie și poate din cercul tău, romă într-o anumită cameră unde oamenii nu au trecutul tău, mă face pe mine uneori să simt că am o responsabilitate. Că nu mă reprezint doar pe mine. Și poate de aici vine și necesitatea de a demonstra. Pentru că în cazul meu nu am avut niciodată norocul începătorului. Să pot să dau greș și să spun ce prost a fost proiectul ăsta, dar ce bine că am învățat. Și uitați, am făcut mai bine. Pentru că atunci când reprezinți, ai și această responsabilitate, dar și onoarea. De a încerca să spui, știu că eu sunt doar o față acum în fața voastră, nu? O persoană. Numai că cu titlul ăsta de romă, fără să vreau, reprezint mult mai multe suflete, milioane de suflete, și sunt tot timpul întrebată, dar voi ce credeți? Și atunci când regizez sau joc, știu că nu-mi permit să fiu doar Alina, să fac greșelile începătorului, așa că da, cred că din această onoare, responsabilitate, ajung să, fără să-mi doresc asta, să trebuiască să demonstrez că eu merit, că noi merităm, eu fiind eu, dar eu fiind milioane de alți oameni în spatele meu. Rom nerom. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Te salut, Florin. Discutam cu Alina înainte de emisiune despre viața ei și despre momentele grele prin care a trecut. Da, uitați, eu v-am urmărit cum ați început să vă prezentați și mă gândeam la următorul lucru. Ați simțit nevoia să aduceți discuția spre etnie. Dacă erați o femeie româncă, nu? Probabil că n-ați fi făcut mențiunea asta. În schimb, dumneavoastră spuneți, sunt o artistă, sunt o regizoare, sunt o actriță de etnie romă. Am putea avea discuția asta fără să ne referim la etnie sau de lucrul ăsta v-ați lovit de fiecare dată când a trebuit să vorbiți despre dumneavoastră? Mulțumesc pentru întrebare. Este o întrebare complexă și o să-mi permit să o iau așa. Să vă spun că nu mi-am propus vreodată să fiu artista romă a poporului. Nu. Eu sunt Alina. S-a întâmplat să intru la facultatea de actorie, deși nu aveam privilegiile altor copii pe atunci. S-a întâmplat și eu să primesc această, să mi se deschidă această cale. Și după ce am terminat un ATC, nu erau oportunități pentru studenții, pentru absolvenți, pentru proaspăt absolvenți. Te uitai așa în stânga, în dreapta și se roteau frunzele pe jos.
și te gândeai, ok, șomaj, ce să fac? Și pentru că ăsta era visul, să poți să fii artist, m-am întrebat, dar eu ce fel de artist vreau să fiu? Dar eu ce fel de povești vreau să văd și vreau să produc și să spun? Și uitându-mă la teatre, uitându-mă crescând în societatea asta noastră, n-am văzut niciodată filme și despre romi în care să nu fim portretizați tot timpul exotic sau răufăcători. Partea aia de mijloc de oameni nu există. Și eu, având un trecut tumultos, am început, fără să-mi propun să pionierez o mișcare în teatrul românesc, și anume mișcarea asta de teatru cu mesaj social rom, am început să-mi spun povestea. Ca apoi, asta se întâmpla când aveam 20 de ani, 21. Ca apoi, chiar să-mi pun în... Din păcate, să-mi pun mama și familia în pericol, pentru că să spui atât de public pe atunci că ești romă, că ai trecut prin anumite lucruri, dintr-o dată, lumina era pe noi. Și eu aveam doar 20 de ani și pe atunci mama ascundea ziarele în care apăreau articole despre munca mea, de teama de a nu fi evacuate. Da, de unde veniți dumneavoastră? Eu sunt din București, iar în București și în toată țara asta, oamenii duc diferite vieți de care poate nu știm în anumite bule. În cazul meu, așa trecător, să spun așa întreagăt, era faptul că păream la fel ca colegii mei de liceu. O fată normală, nu? Însă acasă se întâmpla ca eu să nu am aceleași condiții de trai cum aveau colegii mei de liceu, care nu m-au discriminat vreodată și care sunt încă prieteni și acum. Se întâmpla să trăiesc într-o casă de chirpici, să visez să am apă caldă, n-am crescut în curtea asta, dar mi-am petrecut adolescența acolo, între 11 și 17, cam așa. Exact, în cartierul Tei, unde, deci se întâmpla așa, nu? Blocuri, sună cunoscut până acum, numai că înconjurat de blocuri era și această curte, care avea și niște maghernițe, sau cum le spunem, așa, din chirpici. Uh-huh. Iar noi, pe noi ne-a dus viața și acolo, și dăm pe fast forward și ne imaginăm că această studentă, care tocmai ce a terminat un ATC, are și acest trecut, se uită la teatru, se uită la filme și nu vede nimic care să poată să o reprezinte și pe ea. Și de aici eu am început să-mi spun doar povestea. Ne pun neapărat etichete, vrând să fac din asta un label, să zic așa, da? Ci efectiv am vrut doar să aduc umanitate și să creez o punte între noi, prin teatru și film. Și cam asta fac de 15 ani. Folosesc aceste instrumente care se întâmplă să fie despre romi. Dar dacă noi dăm la o parte această etichetă, este despre noi toți. Pentru că, lăsând tot ceea ce... toate aceste etichete, da? La finele zilei, cu toții știm ce înseamnă nevoia de siguranță. Cu toții suntem demni de respect. Ar trebui să fim demni de respect. Și așa mai departe. Lucrurile care ne fac umani, universal vorbind. Iar arta face asta. Arta ne aduce împreună și ne emoționează și ne face să ne punem întrebări. Tânărul artist Alina Șerban, 2011, a început s-a intitulat așa, One Woman Show. Exact. Da? One Woman Show cu titlul Declar pe proprie răspundere, în care de fapt înțeleg că tocmai lucrurile astea le povestești. Da, au mai fost alte versiuni înainte de asta care erau un pic mai funny ca titlu. Primul era Slumdog Roma, pentru că pe atunci era acel film Slumdog Millionaire, dacă vă sună cunoscut, și am zis Slumdog Roma. Și apoi am mai făcut o versiune, înainte de aceasta menționată,
care se numea 2 săptămâni, maxim o lună, poate 6 ani. Pentru că atât am stat în curtea rudelor mele, rom tradiționali, atâta trebuia să stăm noi. 2 săptămâni, maxim o lună, dar am stat 6 ani. Era o tranziție pentru familie, care s-a extins foarte mult și... Unde a stat? În cartierul tăi, de care vorbeam mai devreme. Și se întâmpla ca noi să atingem acest prag de sărăcie și să ajungem la rudele tatălui. Cum se întâmplă? Nu te duci la neamuri, nu? Dar pentru mine era un lucru care avea să mă impacteze foarte tare, tocmai pentru că eu nu cunoscusem sărăcie la nivelul ăla până acum. Până atunci chiar puteam spune că eram o fetiță răsfățată și de o anumită clasă socială bună. Dar viața mi-a dat această aventură care mi-a dat și poveștile pe care le spun astăzi. Iar aventura nu s-a terminat acolo, că așa e viața, că nu e doar un episod. Și ce era interesant era că eu îmi priveam propriile rude, dar cu ochi de neromă. Și eu îi judecam. Deci unde ați ajuns? Aveați câți ani? 11 ani. 11 ani când v-ați dus la familia rudele, tatălui sau cum? Da, rudele tatălui, da. Care era o familie de căldărari sau nu, ce erau? Nu, spoitori. Spoitori. Da. Ce înseamnă asta? Pe vremuri, romii au fost desemnați așa în căldărari, spoitori, fierari, argintari, după meserii. În cazul mamei și tatălui meu, era așa. Mama ar fi rudăreasă și rudarii făceau lucruri din lemn, mai cu seamă linguri din lemn. Spoitorii spoiau căldări, de la a spoi, dar nu cu peiorativul spoială. Da? Așa. Ca să fac și o paranteză pe care lumea nu o știe astăzi, știți, se folosește într-un sens peiorativ asta, că ești, cum se zice, e un anumit tip de rom și tot timpul neromii folosesc asta, ești... Cocalar? Cocalar, mulțumesc. Pentru noi, romii, noi știm ce înseamnă cocalar. Cocalar, la origine, este romul care făcea pieptăni, sper să nu spun greșit, pieptăne din os. Cocalul venea de la os, da? Și asta erau romii aia. Iar pentru noi, că și noi între noi ne discriminăm, desigur, așa? Aurarii sunt cei mai tari? Aurarii sunt... Nu, ziceam că cocalarii ar fi cel mai periculoși. Asta era, asta era ce ziceau spoitorii despre... În fine, și oricum și între rudari și spoitori. În fine, ca la oameni. Unde e om, desigur că... Da, dar interesant e că, spre exemplu, mai trebuie să explic mamei și altor romi, că neromii nu știu ce înseamnă cocalar. Și că neromii, când folosesc, aibă că ești cocalar, ei nu se referă doar la... Nu se referă la romi. Se referă la acel la nerom... La un tip de comportament, mai degrabă. Da, la acel nerom. Așa. Și am fost în anumite situații amuzante, în care... activiști romi erau pe lângă mine și auzeau gluma asta și eu mă întorceam la ei și nu știu ei, nu știu. Nu e despre noi. Liniștiți-vă. Nu e despre noi. Da, și... Deci ați ajuns în această familie de spoitori. Da. Unde i-ați cunoscut pe acești verai dumneavoastră pe care îi priveați de sus. Da. Și pentru eu că dumneavoastră mergeați la școală și ei nu mergeau la școală. N-aș putea să spun asta. Mătușa mea, sora tatei, făcea foarte multe eforturi să-i trimite la școală. Deși ei nu știau să scrie sau să citească, ei făceau efortul să-și trimită copiii la școală. Dar acolo erau puși în ultima bancă, nu aveau uneori bani să le ia ce cărți, că noi spunem că educația e gratuită. Nu e chiar atât de... Școala nu e gratuită pentru toată lumea. Așa și nici accesul la resurse. Și le era mai greu să-și ducă copiii, dar ei încercau și îi trezeau în fiecare dată, că eu mă duceam. Și vedeam pe tanti Veta cum îl muștrulea pe nepotul ei să meargă și el la școală. Dar diferența dintre noi era foarte mare. Eu aveam niște privilegii pe care ei nu le aveau. Mama cu mine făcuse temele până la vârsta aia. Mama
mama știa să se impună și în fața profesorilor dacă ei mă discriminau. Până și faptul că eu aveam alt fel de haine. Chiar dacă am ajuns în aceeași curte, eu veneam cu niște privilegii în comparație cu ei. Pot să spun chiar și privilegiul unei pieli mai deschise. Și lucrurile se complică în teren, dar la ce vreau eu să ajung este că doar pentru că și eu la rândul meu am judecat și am discriminat, îmi permit să vorbesc despre asta. Dar în arta pe care eu o pun în lume, pentru mine nu are niciun fel de miză doar a blama. Nu aș mai face. În mintea mea și în sufletul meu, eu chiar cred că putem veni împreună. Nu am niciun dubiu. Și modul meu de a crea schimbare și de a aduce oamenii și a invita să stea împreună este prin teatru și film. Bine, poate și benzi desenate și alte lucruri pe care le fac, dar tot prin artă. Ori eu mi-am folosit, dar fără bună știință. Nu mi-am dat seama. Totul a fost multă inconștiență și idealism tineresc. Nu mi-am dat seama că am să devenim prima femeie regizoare. Prima așa. Efectiv, încetul cu încetul și neavând un exemplu în față. Și mai cu seamă de artistă romă. Nu am avut un exemplu în față. Efectiv, m-am ghidat încetul cu încetul și am încercat să fac lucruri care să mă reprezinte pe mine, în primul rând. Ce mi-ar fi plăcut mie să văd în lume? Și după multe refuzuri, multe lupte, care nu s-au oprit, am găsit și mulți aliați cu care eu construiesc acest pod, pe care vă invit să urcați, dacă... Mai întâi luăm însă o scurtă pauză și pe urmă continuăm discuția. Așadar, doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă, Alina Șerban, actriță și regizoare, invitatul zilei de astăzi. Alina Șerban, vorbeam despre acest One Woman Show, declar pe proprie răspundere, și tu ne povesteai cum s-a născut el, de unde și, de fapt, de ce ai vrut să-l pui pe scenă. Cât de greu este Alina Șerban, unei actrițe, mai nou și regizoare, în România? Printre actorii și regizorii români la facultate în România, cât de greu ți-a fost? Sau ușor? Înainte de asta, aș vrea să fac o precizare că de la cele două versiuni de text înainte de declar pe proprie răspundere, ceea ce s-a transformat apoi în ani, o nouă producție total nouă, se numește Cel mai bun copil din lume, care se joacă acum la Teatrul Național și cu care am devenit prima regizoare romă care a intrat în repertoriu permanent. Și ne putem întâlni și în aprilie și mă bucur foarte tare că acest spectacol de 2 ani de zile se joacă tot timpul cu casa închisă. Și este minunat că oamenii vin să pe podul de care vorbeam mai devreme. Cât de greu este, cred că în general să-ți alegi să faci din artă o meserie, este dificil pentru foarte mulți oameni. Apoi că fiecare vine cu un anumit bagaj și privilegii, e altă treabă. Pentru mine a fost imposibil. Și vă mai spun că cel puțin încă în acest moment sunt artistă, dar nu știu dacă voi mai fi încă o lună, dacă voi mai fi artistă peste 6 luni. Eu sunt artistă independentă. Ce înseamnă asta? Că tot timpul când se deschid concursuri de finanțări, sunt ca un pescar. Să nu se simtă cineva jignit de metafora mea. Și stau și aplic. Și totul este prin concurs și contează uneori foarte puțin ce e CVI, pentru că uneori poți să nu iei la nu știu ce punctaj, uite așa,
acum o vreme am aplicat la un anumit concurs și am fost prima sublinie la 0.39 de sutim. Este foarte dificil pentru toată lumea. Este foarte dificil pentru femei, în general, încă. Iar apoi să ți se, să mai fi și romă, nu stau să mă gândesc, sincer, cât de dificil e, pentru că nu aș mai face nimic. Nu-mi petrec timpul în a mă concentra pe cât de greu e și cât de imposibil e. Îmi petrec timpul în a da 100% din mine și în a căuta soluții împreună cu mulți aliați să spunem și să facem niște proiecte în care credem. Că ce scrie pe CV-ul meu par realizări, sub ele desigur că sunt foarte multe refuzuri și foarte multe situații foarte grele. Dar cu plusurile și cu minusurile acestei călătorii încerc să o mai duc cât se poate înainte. Călătoria asta despre care vorbești a însemnat și foarte multe descoperiri. Descoperiri pe care tu ai încercat să le aduci în fața unei societăți. Exact. Puțini români știu, spre exemplu, că în România se sărbătorește Ziua Dezrobirii Romilor. Exact. Cred că mulți dintre tinerii care se uită acum la televizor nu știu foarte exact, poate au auzit ceva vag, că acum 160 și ceva de ani, 168 de ani, da. Romii în România nu erau liberi, erau sclavi. Exact. Și pentru mine a fost o descoperire. Am aflat foarte târziu, pe la 20 și ceva de ani, într-o discuție în care mi s-a zis așa întreagăt și am crezut că este o glumă proastă. Pentru că informația nu e la îndemână tuturor. Nu aflăm despre asta în manuale. Nici acum nu aflăm. Și eu, deci după ce am fost la un ATC, am vrut să învăț cât pot eu de bine meserie. Am simțit că ăsta e drumul meu și m-am dus la Royal Academy. Și când eram la Royal Academy, un amic de-al meu, cu care, de fapt, mi-era profesor de capoeira, este o artă marțială afro-braziliană, m-a întrebat de unde sunt strămoșii mei. Așa, tot întreagăt. Și eu n-am știut așa să răspund. Am zis, păi că eu vin din România, că... Și normal, știm că romii vin din India și așa, și uneori oamenii în afara țării mă iau de foarte multe etnii sau țări. Desigur, braziliancă, turcoaică. Da, unii mă reperează și de India și zic, strămoșii mei vin de acolo. Dar apoi m-am gândit și mai tare la strămoși. Și apropo de One Woman Show cu care am început, eu m-am întrebat pe mine de ce am simțit atâta ură de sine. Că, de fapt, discriminarea nu este doar în afara ta. Este foarte mult înăuntru tău. Tu iei acel refuz, acea energie și, din păcate, se strecoară pe sub pielea ta și tu transformi aia în ură de sine. Tu ești de acord cu acel om, din păcate. Ba mai mult, înăuntru tău, tu cred că dai mai tare decât ce se aude în afară. Și în One Woman Show-ul meu și în această cercetare personală, m-am întrebat despre mine, despre cercul meu, dar apoi m-am gândit la strămoși. Și așa am ajuns la cum las cuvântul ăsta mare, sclavia romilor în țările române. De ce? Pentru că m-am gândit de unde am început noi relația, nu? Între romi și români. Și totul aducea la punctul zero, la un anumit document care atesta faptul că peste 35 de sălași, adică grupuri, cum ar fi familii, erau date unei biserici. În 1300, să nu greșesc, 85, ceva pe acolo. Și apoi ne dăm seama că au fost peste 500 de ani de sclavie, peste pentru că noi, de fapt, am început cu acest prima datare istorică, este un document în care se dădeau suflete de romi. Și nu știm de fapt când a început, știm doar că sunt peste 500 de ani. Și la fel, nu mi-am dorit să aduc acest subiect în fața oamenilor ca să blamez. Nu, simt că nu ne aduce nicăieri.
dar am vrut să vorbim despre lucruri inconfortabile ca să știm cum am ajuns în această situație și ca să nu mai repetăm, nu? Să nu mai repetăm nici Holocaustul. Și am găsit destul de multă informație și scrisă de istorici romi și așa s-a născut spectacolul de teatru Marea Rușine, care s-a jucat la Teatrul Excelsior, cu actori romi și nerom pe scenă, la care au venit foarte mulți oameni, unii și din afara Bucureștiului, romi tradiționali, netradiționali, romi, neromi, și se întâmplau niște lucruri minunate la acest spectacol, pentru că oamenii vedeau un text pe care actorii nu aveau voie să-l spună altfel decât așa cum era din documente istorice, pentru că știam că nu o să fim crezuți. Știam că informația nu va fi ușor de digerat. Dar pentru mine nu era interesant să fac o lecție de istorie, ci voiam să o aducem la noi, la oameni, la cum în societatea din contemporan există foarte multe relații dintre romi și neromi, nu? Foarte multe căsătorii, foarte mulți copii, nu? Și cum ar fi ca cineva să se apuce într-o relație de genul ăsta să descopere subiectul ăsta și cum le schimbă viața. Apoi, cum era dintre o fată și romă și fratele ei, preot rom, cum să discute ei între ei asta când preotul rom are atâta, venerează și iubește Biserica Ortodoxă Română, dar care a avut cei mai mulți sclavi romi. Și cum un preot rom este apoi discriminat de enoriași, când vrea să, și asta este o poveste reală, când vrea să facă prima slujbă în limba romanii. Și din păcate, chiar în timpul slujbei, asta este o poveste reală, din păcate, i s-a strigat acestui preot rom, nu vrem să fim împărtășiți de un puncte-puncte. Astea sunt genul de povești în care cred și așa am continuat cu cercetând sclavia. Am găsit o poveste reală tot din trecut și am făcut primul meu scurtmetraj despre asta, care se numește Bilet de iertare. Și așa mi-am continuat cercetând. Doamna Sherman, spuneți. Dumneavoastră cred că ați ajuns cel mai bine din familie, nu? Sunteți cea mai bună actriță a Germaniei într-un an, ați făcut studii la New York, la Londra, ați făcut un ATC în România. Probabil unii dintre cei care vă urmăresc spun așa, uite un rom educat, dar cât sunt ca ea? Probabil există genul ăsta de prejudecată care pornește de la ideea că romii nu vor să meargă la școală, nu că totul pornește dintr-o constrângere socială sau economică. Dumneavoastră v-ați luptat de mică cu sărăcia. Spuneați la un moment dat, mama mi-a pus stele în ochi ca să văd dincolo de sărăcie. Da. Dacă nu exista mama dumneavoastră, și aș vrea să vorbim puțin despre momentul ăsta și despre ființa aceasta, care știa să citească, știa carte și a insistat foarte mult să face școală. Dacă nu exista mama, dacă nu exista modelul ăsta, ați mai fi ajuns unde ați ajuns? În niciun caz. În niciun caz. Dacă nu exista mama mea care să creadă în importanța educației și să pună asta pe primul plan, indiferent de condițiile noastre de trai, mama nu-mi zicea nici măcar să, cum se zice, pe fete, nu? Pică rolul ăsta, să faci curat, nu? În casă, hai că tu ești fată. Mama zicea, singurul tău job este să mergi la școală. Atât. Și nici măcar nu era atât de exigentă ca alți părinți. Trebuie să iei 10 orice ar fi. Nu. Trebuie să fii sănătoasă, trebuie să înveți și să știi că înveți pentru tine. Așa cum mulți părinți o zic. În niciun mama caz. Ce era? Mama e romă și ea. Nu, dar ce făcea? Ea ce meserie avea? Mama pe vremuri a fost imprimior cravate. Și tata era fochist. Și de ce ținea atât de mult la școală? Așa cum, de fapt, este, nu există om, indiferent de etnie, care să nu-și dorească binele copilor lui. Cred că absolut oricine își dorește ca copilul să ducă o viață mai bună decât părintele, nu?
Și de aici era, nu știu, mi se pare că e și redundant, adică toată lumea își dorește binele apropiaților săi. Toți, indiferent de etnie sau de clasă socială, noi toți ne dorim binele și pentru noi și pentru cei dragi nouă. Diferența e că am avut acest privilegiu ca amândoi să fi fost educați, și tata și mama. Că ei ajung, că ei apoi, așa cum s-au construit vremurile și pe atunci, că dacă nu erai informator, dacă nu așa, nu aveai niște privilegii. Mama ce visa pentru dumneavoastră? Poftim? Mama ce visa pentru dumneavoastră? Ce voia să... Nu mi-au impus nimic, doar să merg la școală. Mm-hmm. Nu, doar să merg la școală. Bine, recunosc, tata avea ceva în minte. Și așa cum sunteți chiar domnile voastre, el își dorea să devin jurnalistă. Mm-hmm. Așa mă vedea, cu un pix în mână și știind multe limbi străine. Asta era pentru el apogeul succesului. Și eu când i-am spus că mă duc la actorie, tata s-a speriat pe atunci. Zicea să nu cumva să la școala. Actoria nefiind considerată o școală. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem imediat. Ne-am întors. În fața ta continuă Alina Șerban, actriță, regizor, este invitatul zilei de astăzi. Discutam despre părinții înainte de pauză și ne spune că tatăl tău, în momentul în care a auzit că vrei să te duci să dai la teatru, a zis să nu renunți la școală. Da, da, era, nu, el din păcate a murit când eu aveam 18 ani, deci a fost înainte ca eu să dau bacul, dar începuse să cochetez cu ideea de a mă duce efectiv la cursuri de actorie pentru neprofesioniști, deci nu era nici măcar să dau la actorie și el deja se speriase, ca nu cumva să, nu i-a plăcut ideea. Dar m-a susținut așa cum a putut. Și revenind la întrebarea cu educația și de ce eu nu sunt o excepție în niciun fel. Nu sunt mai frumoasă, mai deșteaptă, mai talentată decât foarte multe alte fete rome sau fete în general. Ceea ce am eu și nu au alții, din păcate, am avut acces la resurse, am avut niște privilegii la care, din păcate, astăzi niște copii nu au acces. Pentru că asta este societatea în care trăim. După cum știți, suntem numărul unu la mame minore, indiferent de etnie. Asta este România. Avem foarte mare problemă cu copiii care trăiesc încă în sărăcie și încă nu investim în educație pe cât ar trebui. Ori problema nu este niciun fel etnică. Pentru mine este o problemă de ordin social. Dacă noi ne-am considerat cetățeni egali și nu ne-am considerat, adică dacă statul ar considera pe toți copiii importanți, toți ar trebui să ajungă la școală și să aibă ce să mănânce. Încă un lucru. Da. Și aici poate ne explicați dumneavoastră cum este cu fetele rome. Pentru că spuneți la un moment dat în această piesă autobiografică, trebuia să mă mărit și să las pe ăla să mă bată până mă scoate toate visele din cap. Da. Sunt unii părinți de etnie romă care vor ca fetele lor să se mărite rapid, nu să urmeze școala. Păi ne întoarcem la istorie ca să pot să explic asta cu căsătoriile timpurii. Căsătoria timpurie vine tot din pe vremea sclaviei, când boierul, care avea atâția sclavi romi, îi obliga să se mulțească. Uh-huh. Pe băieții și fetele de 13-14 ani, ca boierul să aibă mai mulți sclavi. Și avea dreptul la prima noapte cu mireasa. Ori căsătorile timpurii vin strict ca acest rezultat al sclaviei din istoria noastră frumoasă. Că astăzi România este pe primul loc la mame minore, cum am spus, nu este o problemă etnică, nu aparține romilor. În cazul meu, uitați-vă că am 36 de ani, nu sunt măritată, nu am copii și nu am simțit absolut deloc această presiune din partea familiei mele de rom tradiționali. Pe care nici măcar nu înțelegeam, că ei vorbeau romanii și eu nu, recunosc. Ei purtau fuste, eu purtam pantaloni. Eu am venit cu prietenul rocker în curtea mea de spoitori, este și parte din spectacol, și nimeni nu a reacționat urât.
Ba din contră, tata l-a pus la șah, i-a dat o farfurie de fasole și asta a fost. Eu mă așteptam, vai ce o să iasă. Nu. Ceea ce și-ar fi dorit ei, probabil, să înțeleagă mai bine ce înseamnă să fie artist independent, dar eu de ce nu sunt angajată? Chestii de genul ăsta nu înțeleg ei, dar care țin de siguranță a tuturor, nu neapărat. Am ajuns în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte. O să te rugăm, Florin, îți explică. Întrebarea numărul 1. V-ați dori vreodată să nu vă fi născut romă? Da. Mi-ar fi fost mult mai ușor. Am simțit asta ca pe, de multe ori ca pe o povară, dar este și ceea ce am eu dedus cu bunele și cu relele. Revenit. Întrebarea numărul 2. V-ați dorit vreodată să nu vă fi născut în România? Da, mi-am dat seama că cu CV-ul pe care l-am și cu rezultatele pe care le-am obținut, dacă eram la Hollywood, aș fi putut să fiu printre oamenii de care aflați la Oscar. Și unele din filmele la care am lucrat sunt demne de Oscar și o spun fără niciun fel de exagerare. Însă contează foarte mult și cine ești și ce buget ai de promovare, nu doar produsul la care ai lucrat. Întrebarea numărul 3. Cum arată de fapt sărăcia? Eu nu știu dacă se poate explica în câteva cuvinte. Cred că ne întoarcem la copiii de astăzi care nu pot să viseze pentru ei ceva mai sus, pentru că stau lângă o groapă de gunoi, stau lângă șobolani, pentru că ei sunt oameni ca noi și acești copii ar trebui să se joace. Acești copii ar trebui să viseze și să nu aibă nicio grijă. Cred că sărăcia pe care am simțit-o și eu a fost momentul acela când nu-mi permiteam să-mi imaginez că eu să ajung la facultate, pentru că eu aveam șobolani acasă. Întrebarea numărul 4. Ce visați să vă aducă Moș Crăciun? Bocanci. Întrebarea numărul 5. Cine este eroul vieții dumneavoastră? Mă face să plâng, din nou. Mama mea, normal. Este absolut incredibil că a rămas un om atât de empatic, deși a trecut prin atâtea greutăți și atâția oameni au făcut rău cu voie. Însă ea a rămas omul care face de mâncare și dă în cruce de mâncare, adică și jos și sus și stânga și în dreapta, la bloc dă de mâncare. Ea a rămas omul care ține pasul cu timpurile în care suntem. Mama știe că eu am prietene gay. Mama știe că a fi trans nu este ceva anormal. Mama pune la masă pe oricine vine la noi în casă și e bucuroasă să îmi cunoască toți prietenii. Întrebarea numărul 6, cred că ați mai spus despre lucrul ăsta în emisiune, care este cel mai șocant lucru pe care un român îl poate afla despre istoria romilor? Sunt multe, dar cred că da, putem să punem sclavia și licitațiile de oameni când efectiv puneai o femeie cu copii și o dădeai pe o, nu știu, pe un obiect mobil, de mobilă sau pe o vacă, era cam asta. Și când sclavii au fost eliberați, li s-au luat și hainele de pe ei. Adică libertatea a început efectiv ei fiind dezbrăcați. Cine a fost răscumpărat, cine a primit despăgubiri din partea statului au fost fix boierii, pentru că și statul și biserica și mănăstirile. Pentru că și-au pierdut mâna de lucru gratuită. Nu mai vorbim despre Holocaust. Întrebarea numărul 7. De ce au romii o imagine proastă în lume? Nu cred că poveștile sunt spuse de cine trebuie. Istoria niciodată n-a fost spusă de
complex, într-un mod complex. Istoria pe care o știm noi și poveștile pe care știm noi sunt foarte obtuze. Ori noi uităm să spunem că imnul nostru, muzica imnului nostru este făcută de Anton Pan, care vine dintr-o familie de căldărari. Uităm să spunem cât de mulți romi au participat la, și vorbim și despre sclavie, dacă așa, la construcția acestei țări și care au, vorbim despre Charlie Chaplin, despre Django Reinhardt, despre cât de mult ei au pus umărul la construcția lumii în general, prin munca lor. Și, din păcate, e mult mai ușor să o luăm pe scurtătură, să blamăm, decât să vedem că oamenii, indiferent de etnie, nu au acces egal la resurse. Că unii oameni s-au născut cu alte privilegii, nu sunt ei vinovați de asta, dar asta nu înseamnă că ei nu participă la inegalitățile din lume. Și așa mai departe. Eu nu aș spune că vorbim despre o imagine proastă a romilor de care ei sunt vinovați, ci aș spune de cât de eronată este povestea pe care a fost pusă toți acești ani. Întrebarea numărul 8. Sunt românii rasiști? Da și nu. Suntem ca orice oameni, ca orice om. Adică și buni și răi și rasiști și nerasiști. Eu am cunoscut și rasiști și oameni care m-au discriminat doar pentru că aveam pielea mai închisă decât ei. Întrebarea numărul 9. Ce le spuneți copiilor de bani gata despre muncă? Mi-am dat seama că oricine, la un moment dat în viața lor, în viața lui, va ajunge să ducă o luptă. Nu mai judec. La un moment dat în viața mea judecam și ziceam că voi nu știți nimic și așa mai departe. Mi-am dat seama că după Zâmbet, mulți putem să ducem multe lucruri. Nu aș vrea să spun că vai să-i blamez într-un fel. Doar că fiecare dintre noi are ceva de dus la un moment dat. Așa că fiecare cu lupta lui. Și întrebarea numărul 10. Dacă v-ați întâlnit cu Alina cea mică, ce i-ați spune? Asta fac în spectacolul Cel mai bun copil din lume. Și spun așa, versiunea mea mai mică spune așa. Hei, iar nu mă auzi? Uite. De ce nu te oprești un pic? Nu vezi cât de multe lucruri am obținut? O să mă iei și pe mine de acum înainte cu tine? Sunt frumoasă, sunt deșteaptă, eu pot orice. Am și mușchi. Mi-a fost frică de multe ori și mi-a venit să plâng. Mă iei și pe mine cu tine? Că eu sunt cel mai bun copil. Eram deja. Mulțumesc. Mulțumesc. Ultima pauză a discuției de astăzi, ne întoarcem imediat. Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi cu Alina Șerban, actriță și regizoare. O curiozitate. Care a fost cel mai bun moment, cel mai fericit moment al carierei tale până acum? Mă gândesc la două în acest moment. Cred că a fost atunci când am câștigat cea mai bună actriță a Germaniei, un premiu dat de Uniunea Actorilor Germani, mai ales pentru că reușisem să obținem ceva într-un film care ceea ce nu s-a mai făcut niciodată. Am filmat cea mai lungă scenă de box filmată vreodată și a trebuit să joc în germană, limba pe care eu nu o vorbesc. Ori să câștig acest premiu în Germania era aproape inimaginabil că voi reuși asta și a fost și mai cu seamă onorant să primesc asta de la colegii de breazlă din altă țară pe care nu i-am văzut niciodată și nu-i cunoșteam. Și un alt moment foarte emoționant a fost acesta când am fost decorată, pentru că am simțit că această onoare și această recunoaștere nu vine doar mie. Vine și pentru strămoșii mei, vine și pentru oamenii care au crezut în acest drum imposibil pe care
eu l-am avut de dus și încă-l mai am. Și pentru toți oamenii care simt că nu au nicio șansă. Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!